Și apropo de evenimente deosebite, evenimente din care să înveți ceva, evenimente la care să intri simțindu-te într-un fel, dar să ieși simțindu-te altfel, să știți că în continuare tot o să vorbim despre un eveniment care sunt sigură că are această putere, pentru că muzica ce va răsuna în cadrul unui concert care se va desfășura foarte curând, săptămâna viitoare, cred că are puterea să schimbe viziuni și să ne îmbogățească sufletele. Următorii noștri invitați o să ne povestească mai multe despre acest concert, care are și un nume, un titlu, care deja te pune pe gânduri, se numește Contraste, iar mai multe ne povestesc chiar ei. Este vorba despre Marc Oselski și despre Iulia Oselski, o familie, familia Oselski, uite, eu pot să spun așa. Bună seara! Bună seara! Bună seara. Marc, noi ne vedem prima dată vii la noi la emisiune, da. Dar să știi că de atâtea ori am auzit numele tău în emisiune și toți cei care au lucrat cu tine au zis același lucru, a lucrat cu Marc Oselski este ceva unic, ceva mulțumesc, deosebit. Încântat, mulțumesc frumos. Și uite că de data asta tu ești cel care îi adună din nou pe mulți dintre artiștii din Republica Moldova și îi aduni în cadrul unui nou concert. Așa este. Va fi ca un fel de continuare a concertului de anul trecut, care a fost? Sau e nu? Același concept cu absolut alte piese și cu absolut alți artiști. Ah, deci tot așa, numai tot așa, că numai că altfel. Altfel. Am înțeles. Așa este. Iulia, aș vrea să te rog pe tine să ne spui despre cum te pregătești, cum crezi că va fi acest concert și spune-mi, te rog, dacă ai cântat și anul trecut? Da, și anul trecut am cântat, exact. Am fost, ne pregătim moral și chiar ieri vorbeam cu Marc și ziceam, ne pregătim jumătate de an de concert, vorbim cu oamenii, ne pregătim de tot, 2 ore trece concertul și zici... Ca o clipă, știi? Da, atât! Da, pregătire necesită mult timp și un pic de emoții și comunicare multă cu diferiți oameni. Marc, dar voiam să te rog să ne spui cum ai venit tu cu propunerea. Eu așa am înțeles că tu ți-ai dorit ca Iulia să urce pe scenă și ai scris pentru ea. Da, să știi că de multe ori e un caz clasic, știi? Când, de exemplu, soția este bucătăreasă extraordinară, dar soțul nu mănâncă nimic din bucate bune, știi? Sau, nu știu, deci din astea, știi? Dar eu am hotărât, zic, eu compun, eu scriu. Și vreau ca soția mea, care are o voce frumoasă și are o personalitate foarte frumoasă, emoțional, să aibă piese mele, de-ale mele, știi? Și mi-am propus ca odată la o perioadă să tot compun, să scriu special pentru ea. Și chiar acum, în 25 mai, va răsuna o piesă în premieră, care n-a mai cântat-o nimeni. Iulia va cânta această piesă și mie îmi pare bine, fiindcă nu e altcineva care să cânte piesa asta mai bine. Uh-huh. Ai scris-o anume cu Iulia în minte, pentru ea? Nu! Ah. Nu. Am avut un ianuarie foarte abundent din punct de vedere de creație. Am stat acasă, nu prea am avut multe ieșiri și am scris multe piese, dintre care piesa respectivă am vrut să o dau inițial altcuiva, la cineva din România, la niște nume foarte faimoase. Și am rugat-o pe Iulia să cânte un demo, ca să am ce trimite. Dacă cânt eu, știi, cu vocea mea, nu o să primească nimeni piesa asta. Dar dacă cânt o fată cu o voce frumoasă, piesa sună într-un fel, știi? Și în timp ce cânta, eu văd cum ea zâmbește, înflorește. Și la final îmi spune, ce mi-aș dori și eu așa o piesă, așa una înaltă, frumoasă, una... Și eu înțeleg că asta e un fel de... Îmi place piesa. Și eu n-am mai dat-o la nimeni, a rămas piesa acasă. Și, bun, am fost și eu naiv, crezând că poate cineva avea să accepte piesa asta sau nu, nu eram convins că o să fie treaba asta, dar nu-mi pare deloc rău, fiindcă vreau să rămână piesa asta între noi. Am fost nevoit să schimbăm versurile, fiindcă versurile inițial pentru persoana respectivă le-a scris Radmila Popovici, uh-huh. Iar când le-a văzut Iulia, i-a spus, unele versuri nu le pot cânta, le simt altfel. Și Radmila le-a modificat pentru ca piesa să fie personală. Fiindcă nu
noi cel puțin nu putem să cântăm ceva ce nu ne reprezintă. Ori crezi din toată inima și cânti ceea ce simți, ce trăiești, ori nu cânti deloc. Și acum piesa este despre noi, este despre dragoste, este despre relația noastră, despre o relație care durează, care trece prin mai multe ipostaze și la final rămâne. Așa că... Ce frumos! Da, urmează o premieră. Urmează o premieră la Palatul Național. Eu l-am mai auzit pe Marc, parcă te-am mai auzit și în alte interviuri, vorbind foarte frumos despre familie, despre cum oamenii nu... Poate că astăzi oamenii renunță mai ușor și mai repede la... la familie, la acest concept, la a fi împreună. Și ele... Dacă îmi dai voie, poți să-mi povestești un pic despre cum v-ați cunoscut voi și cum a fost începutul relației voastre și cum sunteți acum? După 2 copii? Așa. Da. După mai bine de 10 ani? 12. 12? Da, ne-am cunoscut de mult, cam de la 15 ani îl țin minte foarte bine. Și mereu eram împreună, cântam împreună la tabără, mergeam împreună, dar el era ca artist, eu eram ca o fată pe lângă undeva, după scenă, hai să zicem așa. Și cam la 18 ani, mai aproape de 19, am început să prietenim mai mult, mai des să ieșim împreună, să comunicăm, să aflu cine este totuși ca personalitate, nu doar un pianist, da? Și dura probabil un an când, prin niște circumstanțe și diferite ocazii, am înțeles că este persoana mea cu care doresc să petrec toată viața, cot la cot. Și atunci, dacă aveați măcar vreo 2 ore, precis că vă povesteam tot. Dar așa, aceasta este o istorie foarte scurtă. Foarte, foarte pe scurt. Exact. Mă întreb dacă în acest concert sau prin intermediul acestui concert vă doriți tot așa să transmiteți valori, să transmiteți lucrurile alea care contează cu adevărat în viață. Exact, dacă n-ar fi valori și dacă n-ar fi un mesaj de transmis, n-avea să fac concert. Pentru mine este prea puțin să cânt doar muzică. Eu simt responsabilitatea ca prin muzica mea să aduc ceea ce cred, fiindcă eu cred că avem nevoie acum de asta. Multe valori sunt clătinate, din păcate. Iar noi avem posibilitatea să le mai... Întărim așa un pic, da, să le mai... Da, da, da. Și chiar valoarea familiei pentru noi este una importantă, fiindcă toată lumea când merge la biserică, la cununie, în fața marturilor, văzut și nevăzut, spun, da, eu cu tare și eu cu tare promitem să fim împreună, cum e promisiunea asta, până la adânci, până când moartea nu le va desparte, și la bine și la... La boală și la sănătate. Da. Și promisiunea asta, la un moment dat, devine atât de ieftină, știi, că cu prima ocazie, așa ușor, n-am mai promis, știi. Ba, dacă suntem oameni de cuvânt și dacă, într-adevăr, cuvântul nostru mai... cântărește măcar un gram, ar fi trebuit să ne aducem aminte de promisiunile noastre. Fiindcă promisiunile astea le-am dat în fața părinților, în fața prietenilor, în fața rudilor și până la urmă în fața lui Dumnezeu. Dacă mergem la biserică, ne stă preotul care ne cunună și așa mai departe. Da? Și ar trebui cuvântul ăsta să aibă o valoare. Și din partea soției și din partea soțului. Știi? Și noi vrem să reamintim treaba asta. Fiindcă, da, știi cum, sunt multe piese astăzi care spun fii cu mine atâta cât e bine și dacă e rău ce se întâmplă, știi? Dar se întâmplă boală, se întâmplă greutăți, se întâmplă lipsă de bani, nu știu. Nopți dormite, copii mici. Sunt anumite momente, dar asta este viața. Da. Și interesant atunci când treci peste asta. Așa că asta e una din valori care vrem să le transmitem și chiar artiștii care vor veni la acest concert tot nu sunt la întâmplare acolo. Spune-ne despre cine va mai fi. Da, de exemplu Adrian Ursu. Da, când, eu îl știu de mulți ani, dar când ne-am auzit acum jumătate de an în urmă pentru ca să vorbim despre niște piese, una dintre care va fi iarăși în premieră la Palat, primele 5 minute
care am vorbit la telefon, el mi-a povestit cât de bine se simte acasă și cum ajunge fiecare seară acasă, știi? Și am auzit o chestie care m-a fascinat, știi? Adică un om de succes nu-ți spune primele lucruri după 10 ani de când nu te-ai mai văzut, nu-ți spune câte evenimente are, cât câștigă, sau el îți spune despre familie. Și eu zic, Adrian, noi avem multe lucruri în comun, merită de spus, merită vorbit. Fiindcă astăzi poate sunt oameni care îs gata să dea cu piciorul într-o relație. Haideți să ne aducem aminte de momentul ăsta romantic când ne-am cunoscut, când am mers de mână. A fost dragoste. Dacă a fost dragoste atunci, ea n-ar trebui să moară. Știi cum? Când ne doare o mână sau un picior, ultimul lucru la care te gândești este să-l tai. Știi? Vei merge la tratamente, la masajuri, la băi, la... într-o altă țară, la terapie și în final dacă... Da? Dar nici în gând primul lucru s-o tai. Fix așa și cu căsnicie. Dacă există o problemă, există o neînțelegere, există lipsă de comunicare, reparați. Reparați. Cine va mai fi pe scenă? Pe lângă Adrian Ursu am văzut Costi și Corina. Costi Burlacu cu Corina Țepeș, la fel o familie frumoasă din țara noastră. Ion Rață, cu o piesă foarte frumoasă care îmi stă foarte mult la inimă. Eugen Negruță din Concertino. Andrei Iurcu, e solistul de la Filarmonica Națională, la trompetă, o piesă specială să cânte. Timotei Oselski, o să fie fiul meu, o să cânte la pian, o piesă de-a lui compusă. Not an Idol, trupă în care cânt, o să cânte și ei cu mine. O să fie Orchestra Națională de Cameră din Chișinău, o să fie un band foarte mare, deci o să fie totul live. O să fie, deci cum zic eu, fără rușine, o să fie într-adevăr un miracol muzical, fiindcă, știi cum, nu e nimic și la un moment dat, pentru 3 repetiții generale, se întâlnesc 40 de oameni și se întâmplă minuni, știi, se întâmplă în muzică. Asta e frumos, asta e extraordinar. Marc, iată, tu ne-ai zis despre artiștii care vor fi pe scenă, dar eu pe Iulia o să o rog să-mi spună despre cum pe scenă va urca și băiețelul vostru, unul dintre cei doi feciori ai voștri. Iulia, ai emoții mai mari pentru el decât pentru tine? Acum, zilele trecute am avut examen cu ei și îmi părea că l-am îmbrăcat frumos, l-am trimis, am învățat. Dar când stăteam pe scaun, am simțit doar atunci că am așa niște emoții mari și zic, Iulia, tu parcă știai că ce se va întâmpla acolo, l-ai pregătit tot bine. Dar cred că acum nu prea am, dar când îl voi vedea atunci pe scenă, cu siguranță că voi avea emoții. Și va cânta o piesă, va cânta ceva ce a compus chiar el, la 10 ani. Da, da. Deci calcă pe urmele lui tata, fără nicio, da? Da, dar el e foarte isteț așa și el a venit în ianuarie, februarie, zis, tata, vreau să cânt la tine la concert. Zic, ok, ai piesă? Am piesă, mă ajuți cu aranjamentul. Te ajut. Și el o să fie acompaniat de orchestră. Da, dar eu nu văd să aibă el mari emoții. A venit la prima repetiție, s-a așezat la pian, cântăm, ok, cântăm, fără nicio greșeală, dar chiar dacă o să fie o greșeală, asta e live. Farmicul unui concert este unui concert live. Este faptul de a vedea oameni vii în scenă, care mai uită un cuvânt, se întâmplă, mai uită o notă, dar emoția asta vie care se întâmplă în concert niciodată nu o să fie altfel. Deci ea o să fie vie doar atunci și ea se simte cel mai bine în sală. Așa că... Așa că 25, așa, mai avem 2 minuțele până la final. 25 mai, ora... ora 19.00, 19.00. La Național. Și detalii despre cum... Detalii despre concert sunt la mine pe rețelele de socializare, pe toate. Sunteți pe ultima 100 de metri, cum ar veni. Da. Săptămâna viitoare mai programați niște repetiții? Da, 3 repetiții generale cu toată lumea. Da. Până acum am repetat pe segmente, acum trebuie să punem împreună totul. Mulțumim mult de tot pentru că ați venit. Marc, îmi pare foare bine că ai venit cu Iulia, da, sincer. Da, și mie îmi pare foarte bine. Apropo, ea este prima dată astăzi la televiziune, da? Este un debut pentru ea. Vă mai așteptăm și împreună și separat. Cu drag.
Mulțumim. Mai bine. Și să știi, Marc, că noi am pregătit pentru final de emisiune un fragment din concertul pe care l-ai susținut anul trecut. Da, okay. Ca oamenii să ascultă, să vadă, să-și facă poftă, da, să înțeleagă ce îi așteaptă la concertul de anul ăsta, de săptămâna super, viitoare. Super, super. Mulțumim mult și vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumim. Mulțumim. Nu uitați, doamnelor și domnilor, să urmăriți toate evenimentele importante. Marco Selschi vă așteaptă la un eveniment tare, tare cald pe 25 mai. Detalii găsiți pe rețelele de socializare. Eu vă reamintesc despre faptul că imediat după ce încheiem această ediție Live Studio, începe o ediție specială a emisiunii Bună seara cu Mircea Surdu de la 20:00. Invitată este președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Rămâneți cu Moldova 1 așadar. Iar duminică, 21 mai, să fiți cu ochii pe Moldova 1 pentru a urmări în direct evenimentele care se vor desfășura în Piața Marii Adunării Naționale. Este vorba despre Adunarea Națională Moldova Europeană, iar de la 10:30, duminică, colegii noștri vă așteaptă în cadrul unei ediții speciale. Vor avea invitați în studio cu care vor analiza și discuta evenimentele. Vă doresc o seară liniștită, rămâneți cu Moldova 1 și o să încheiem această emisiune cu Marco Selschi, care e un geniu, să o spunem așa, pe de dreptul. Mulțumim tare mult, rămâneți cu bine!